Sindicatul Solidaritatea Sanitară respinge categoric anexa privind salarizarea angajaților din sănătate din proiectul ordonanței de urgență și anunță inițierea procedurilor pentru declanșarea protestelor. Astfel, într-un comunicat remis redacției, aceștia spun, luând act de conținutul proiectului de ordonanță de urgență privind salarizarea sanitară care prevede în anexa numărul 3 scăderi ale salariilor din grilă pentru angajații din sănătate și cu circa 60% pentru anumite categorii, constatăm faptul că Ministerul Muncii intenționează să încalce angajamentele luate față de noi. În aceste condiții, Comitetul Director al Federației Solidaritatea Sanitară a inițiat procedura declanșării manifestațiilor de protest ce pot merge până la greva generală, solicitând respectarea angajamentelor asumate în regim de urgență. Reprezentanții sindicatului Solidaritatea Sanitară reclamă faptul că medicii din spitalele publice sunt salarizați sub nivelul medicilor veterinari, precum și scăderea salariilor din grila asistentelor medicale în medie cu circa 50%. Proiectul de lege este sub nivelul legii numărul 284 per 2010 în privința ierarhizării salariilor, ceea ce ne determină să-l respingem în întregime. Considerăm că adoptarea actului normativ în forma actuală ne obligă la declanșarea protestelor pentru apărarea intereselor salariaților, culminând cu greva generală, se mai spune în comunicat.